Bine v-am găsit! Să revedem întrebările legate de seiful special. 5 prieteni au câștigat o sumă importantă la loto și s-au hotărât să comande un seif special în care să păstreze cea mai mare parte din bani. Presupune că ești producător de seifuri și primești comanda pentru acest seif cu următoarele cerințe. 1. Seiful trebuie să aibă mai multe lacăte speciale și nu trebuie să se deschidă decât dacă sunt deschise toate lacătele. 2. El trebuie să poată fi deschis doar dacă numărul celor prezenți este cel puțin 3. Deci cel puțin 3 din cei 5 trebuie să fie de față cu cheile lor pentru ca să poată deschide seiful. 3. Oricare grup de 3 trebuie să poată deschide seiful. Deci nu are importanță care din cei 5 se adună acolo. Dacă sunt 3, ei trebuie să poată deschide seiful. Și, în fine, fiecare cheie trebuie să deschidă un singur lacăt. În schimb, un lacăt poate fi deschis de mai multe chei. Deci pot fi mai multe chei identice. Și întrebările sunt: care este numărul minim de lacăte pe care trebuie să le aibă seiful? Apoi, de câte chei trebuie să fie deschis un lacăt? Și a treia, câte chei trebuie să primească fiecare din cei 5? Trebuie să vă spun, dacă cumva sunteți supărați pentru că n-ați găsit răspunsurile corecte, să nu fiți, pentru că întrebările au fost destul de grele. Această problemă se poate însă rezolva relativ ușor, dacă avem inspirația de a o formula altfel, dacă putem vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă. Ca să fiu la modă, nu că aș vrea, voi spune că trebuie să gândim outside the box. Știm că seiful trebuie să se deschidă doar dacă se adună cel puțin 3 persoane. Dar această cerință se poate formula altfel, mai util pentru a găsi răspunsurile la întrebările noastre, și anume, putem spune că seiful trebuie să nu poată fi deschis de 2 persoane, indiferent care sunt acestea, sau și mai bine, dacă sunt doar 2 persoane, indiferent care, să le lipsească cheia de la un lacăt. Nu de la mai multe, pentru că noi căutăm numărul minim de lacăte cu care putem rezolva problema. Dar să vedem câte combinații de câte 2 avem. Să numim cele 5 persoane, cei 5 prieteni, A, B, C, D și E. Câte combinații de 5 luați, câte 2 avem. Le puteți vedea aici. A, B, A, C, A, D, A, E, B, C, B, D, B, E, C, D, C, E și D, E. După cum vedeți, sunt 10 combinații posibile. Dar asta înseamnă că, pentru ca oricărei posibile perechi să-i lipsească cheia de la un lacăt, trebuie să fie 10 lacăte. Și am răspuns la prima întrebare. Acum, oare câte chei trebuie să aibă fiecare lacăt? Fiecare lacăt pe care 2 nu-l pot deschide, trebuie să poată fi deschis de ceilalți 3 din grup. Vă dau un exemplu. Perechea AB nu poate deschide un lacăt, dar ceilalți 3, C, D și E, trebuie să poată să-l deschidă, pentru că fiind 3, ei pot deschide toate lacătele împreună. Priviți toate combinațiile de 2 și 3 aici. În stânga este numărul lacătului. Fiecărui grup de 2 care nu pot deschide lacătul, îi corespunde un grup de 3, ceilalți 3, care pot deschide lacătul respectiv, pentru că, așa cum am mai spus, fiind 3, ei împreună pot deschide toate lacătele, deci și pe cel pe care nu-l pot deschide cei 2 din stânga. Înseamnă că fiecare lacăt trebuie să aibă 3 chei, iar cele 3 chei ale lui trebuie date combinației de 3, cea scrisă cu verde, din dreapta lacătului. Așa că am răspuns și la a doua întrebare. Și acum e ușor să răspundem la întrebarea câte chei trebuie să aibă fiecare din cei 5. Avem 10 lacăte, fiecare cu câte 3 chei, deci avem 30 de chei în total, 30 împărțit la 5, 6 chei. Fiecare membru al grupului trebuie să aibă 6 chei.
De fapt, putem vedea acest lucru și din tabelul cu combinațiile celor 5. Fiecare literă apare de 6 ori în combinațiile de câte 3, cele scrise cu verde. De pildă, litera D, pe care am marcat-o cu chenar albastru. Se vede că persoana D primește cheile de la lacătele 1, 2, 4, 5, 7 și 9. Am făcut un tabel pe baza combinațiilor pe care le-ați văzut, în care am arătat cum trebuie distribuite cele 30 de chei între cei 5 prieteni. Cheile au același număr cu lacătele pe care le deschid, iar cele 5 persoane sunt numite, așa cum am convenit, A, B, C, D și E. Puteți ușor verifica, folosind tabelul, că pentru oricare combinație de două persoane, adică două coloane, oricare combinație, lipsește o cheie. În schimb, oricare combinație de trei persoane, adică trei coloane, are toate cheile. Răspunsurile sunt, deci, următoarele. 1. Seiful trebuie să aibă 10 lacăte. 2. Fiecare lacăt trebuie să aibă 3 chei. Și 3. Fiecare persoană trebuie să primească 6 chei. Să trecem la întrebarea de azi. Deoarece întrebările precedente au fost destul de grele, azi o întrebare mai ușoară și care nici ea nu presupune cunoștințe speciale, trebuie doar logică pentru a găsi răspunsul. După cum sunt sigur că știți, o încărcătură explozivă poate fi detonată cu ajutorul unui fitil. Probabil ați văzut în filme cum se aprinde fitilul la un capăt, flacăra se propagă de-a lungul fitilului și când ajunge la explozibil, se produce explozia. O anumită lungime a fitilului arde într-un anumit timp, dar viteza cu care se propagă flacăra de-a lungul fitilului nu este constantă. Uneori flacăra se propagă mai repede, alteori mai încet. Repet, pentru că e foarte important pentru întrebarea care se apropie, viteza cu care se propagă flacăra de-a lungul fitilului nu este constantă. Cu alte cuvinte, dacă un fitil arde atunci când îl aprind la un capăt într-un minut până când flacăra ajunge la celălalt capăt, asta nu înseamnă că dacă îl tai în două părți egale, cele două părți vor arde fiecare în 30 de secunde. Poate că una va arde în 20 de secunde și cealaltă în 40 de secunde. Să nu uitați acest lucru când încercați să găsiți răspunsul la întrebare. Să presupunem că avem două bucăți de fitil care ard pe toată lungimea lor, amândouă, în câte un minut. Deci dacă le aprindem la un capăt, trece un minut până când flacăra ajunge la capătul celălalt. Și întrebarea este următoarea. Cum putem, folosind aceste două fitiluri, să măsurăm exact, nu aproximativ, exact 15 secunde? Vă mulțumesc pentru atenție, vă urez succes, la revedere!